Maestrul Tudor Gheorghe se reîntoarce la Roman la sfârșitul lunii martie, însoțit de taraful său. Începând de luni, 23 februarie, au fost puse în vânzare biletele de intrare la prețul de 50 de lei. Maestrul Tudor Gheorghe revine pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Roman cu spectacolul The Best of Taraf, duminică, 29 martie, orele 18. De această dată, maestru Tudor Gheorghe va fi însoțit de instrumentiștii Virgil Iordache la vioară, Floricel Gheorghe la țambal, Liviu Preda la braci, Ionel Ferraru la contrabas. Ne va încânta și de această dată cu piese de top. Concertul The Best of Taraf cuprinde o sinteză a celor mai frumoase melodii de muzică populară ale maestrului, însoțite cu momente solistice ale membrilor tarafului. Dânsul este iarăși în turneu, de această dată cu alt spectacol, și i-a plăcut la noi. Noi am fost și noi drăguți, așteptăm încă o dată, așteptăm și romașcanii să ne dea sprijin ca și altă dată. Spectacolul susținut de Florin Piersic Junior, programat pentru data de 13 martie la Casa de Cultură, a fost amânat. Nu au fost cereri de bilete nici la Roman, dar nici în celelalte orașe. Nu a întrebat nimeni de bilet, dar nu numai la noi la Roman, toată țara. Deci dânsul tot la fel este în turneu, nu prea s-au vândut bilete și din cauza asta a renunțat organizatorul. Pe 13. În luna martie, romașcanilor le rămâne așadar întâlnirea cu Tudor Gheorghe din 29 martie și ulterior posibilitatea de a participa la piesa de teatru Avarul de Molière, ce va fi susținută pe 31 martie.